Liderul partidului extremist AUR, George Simion, a rămas fără bani pentru campania la europarlamentare pentru Mihail Neamțu. Simion a fost surprins în momentul în care se duce să cerșească 500.000 de euro de la Gigi Becali. În trecut, patronul FCSB i-a dat cadou de nuntă liderului AUR 2 tone de brânză în valoare de 20.000 de euro. Gigi Becali s-a trezit la poarta palatului său imediat ce s-a întors de la negocierile pentru transferul jucătorului Florinel Coman în Qatar la Al Duhail cu liderul AUR, George Simion, în căutare disperată de bani pentru a-i finanța campania la europarlamentare lui Mihail Neamțu. Gigi Becali a spus că a venit prea târziu la începutul campaniei, că altfel îi împrumuta jumătate de milion de euro, așa cum a făcut-o pentru campania PSD pentru primăria capitalei, partid al cărui candidat este Gabriela Firea, fina lui Gigi Becali. Domnul Simion, el a vrut să-i cunoască pe părinții mei de la Comanca, de la așa, că se cunoștea cu unul din ei și a zis că este la mine aici și a venit să-i vadă. Și să vedem dacă le dau o mână de ajutor lui ăsta, lui Neamțu, că el candidează la europarlamentare, dar nu mai este timp acum. E campania începută, da, seama. Da, e începută. Da, și atunci nu se poate, că dacă veneam mai devreme, împrumutam partidul cu 500.000, cum am împrumutat și PSD-ul, PSD-ul pe ăsta banii. Și acum am împrumutat AUR-ul, 500.000 și după ce lua ei, da, dar nu, acum nu se poate. Să vedem o formulă, să-l împrumut pe el, dar să vedem dacă e legal. Băi, eu am făcut pușcărie degeaba. Eu sufru neurte, orice chestie, să văd dacă e lege. George Simion este un fost lider de galerie și are relații bune cu afaceristul Gigi Becali. În august 2022, liderul AUR a primit 2 tone de brânză pentru nuntă în valoare de 20.000 de euro.